Credeți, atât ea cât și Alexia profită de reducere și ne prezintă câteva dintre ținutele pe care ele le-ar alege în acest sezon? Care, wow, e, da. Care e povestea? Povestea e că s-a întors Hafiz Free, târgul de... Ce tare, mă, târgul ăsta, jur. Da, pentru că toate lucrurile la jumătate de preț, așa că lumea e foarte interesată. Eu am fost când ai avut târgul ăsta la biblioteca universitarilor. Știu. Mamă, și cu limonadă, cu mâncare, cu asta, nu mai plecai de acolo. Și acum ne întoarcem, o să fim la magazinul Cocor, sâmbătă. De la ora 10 dimineața, la etajul 3, înăuntru, în magazin Cocor, la etajul 3. Da? Da, așa că cine vrea să vină la cumpărături la jumătate de preț, să vină. Deci stai un pic. De toate avem haine, pantofi, genți, nu știu, bijuterii, ceasuri, tot ce vrei. Deci sâmbătă. Sâmbătă. Magazinul Cocor, etajul 3. Yes. Perfect. Dar haideți să vedeți materialul acesta și apoi mai vorbim Bine, cu doamna știrilor românești. Mai puțin, dacă să-mi iau ceva să-mi vină sâmbătă, dar mă rog, o să iau ceva mai larg. Ai dat 7 și ai mâncat tot cozonacul. Pe ce să fac? Mi-era foame. Haide să vedem. Și era dulce. A revenit târgul Hafiz Free după 2 ani în care știți foarte bine cum am fost, că n-am putut să ieșim, n-am putut să facem întâlniri cu oameni mulți, așa că suntem înapoi sâmbătă de la ora 10. Vă așteptăm să cumpărați tot ce vă doriți la jumătate de preț. Alexia, spune-mi, tu ai luat pasiunea asta așa pentru modă cumva de la mama ta? De la mama nu cred. Nu cred că e așa pasionată mama. Adică nu. Nu. Mama este doar așa, cumpără tot ce e colorat, tot ce are un desen pe imprimat, ceva așa. Adică nu contează de unde este, dacă vede ceva și acum așa pe stradă și e colorat, ea îl cumpără. Atunci invers, tu odată cu ea ai început să incluzi probabil... Da, pentru că ea tot timpul mă întreabă, adică se sfătuiește cu mine cum să se îmbrace la evenimente și la... Am oamenii mei. Bine, avem stiluri diferite, eu sunt puțin mai sumbră așa față complet, de ea. Complet, da, exact. Și sobră și sumbră, bine a zis, da, exact așa, da. Dar, na, o mai ajut. La evenimente elegante unde trebuie să fie mai serioasă. Mă ajută. Și eu, uite, și eu ajut să gândească puțin mai colorat și să vadă viața mai în roz, că e păcat. Să înțeleg că tu, în mod normal, te-ai îmbrăcat chiar atât de colorat, dar pentru că vine presiunea așa din spate și spune, ești frumoasă colorat, așa ești. Da, bine, eu mă îmbrac colorat la festival. Adică, de exemplu, asta ar fi o ținută de festival. Bine, cu niște ghete, probabil, sau cu aceste tocuri pentru un eveniment așa mai... After festival. Da, nu știu, ceva, da, after party sau colorat. În rest, sunt puțin mai clasică, mai conservatoare. Mai negru, gri, alb, da, bej. Da. Dar te-ai îmbrăca și așa cum e îmbrăcată? M-aș îmbrăca și așa. Ce să zic, că nu mai primesc acasă, da? S-ar îmbrăca și așa, dacă ar fi un bal mascat sau... Tot timpul îmi spune mama, că eu tot timpul sunt în training sau în pantalon, nu știu, tot timpul mă ceartă și îmi spune, ce îți crești o rochie sau o fustă? Dar nu e normal, acum vorbesc serios, unde ești în training pe stradă? Așa cum am venit într-un training. Adică nu e normal, probabil că eu am crescut în această generație în care te îmbrăcai în training la sala de sport, nu? Să înțeleg că dacă te-aș întreba cu ce nu te-ai îmbrăca niciodată să ieși din casă, ar fi poate un training? Da, nu chiar știu, nu, chiar nu m-aș îmbrăca. Mergem la porumbacul, te mergi în training. Exact, da, așa poate, așa ca să mă simt comod. Sau la sport, na. Da, la pentru sport, ce ai făcut trainingul. Exact, da. Și nu, cred că depinde și de vârstă până la urmă. Adică poate că dacă aș avea 20 de ani și aș arăta ca Alexia, m-aș îmbrăca și în orice. Și în chiloți. Da, mai ales. Bine, și eu, și acum serios de vârstă, la vârsta ei, acum lăsând gluma, la vârsta ei, într-adevăr, și eu purtam fuste foarte scurte. Pentru că mi se pare că atunci când ești... Da! Mi se pare că atunci când ești scund, cu cât porți mai scurt, e mai bine că mai rămân niște picioare. Da. Adică e cumva... Și mai ales când ai niște picioare logică. Frumoase. Da, da, și când ai picioare și... Chiar acum mă gândeam când am văzut-o cu pantofii ăștia, că mi-am adus aminte când se ducea la dans la Mihai Petre. Că așa erau cumva pantofii aceia de dans. De latino. Da. Vă împrumutați haine una celeilalte? Am înțeles că aveți stiluri diferite, dar nu există un ghetto? Din păcate, aș vrea să împrumutez pantofii, dar când îmi veneau pantofii aveam 12 ani și acum am cu două numere mai mari. Și nu mai pot să iau niciun pantof. Da, și eu sunt foarte supărată din acest motiv, dar, foarte supărată. Nu, chestia că nu avem chiar același stil și nu prea ne... Nu, dar tricouri mai lung, câte o geacă de piele mi-ai mai luat. Și acum rochile astea câte lungi. Câte o geantă mi-ai luat și ai uitat să o aduci sau... Da, se mai întâmplă. Și tu cercei și chestii? Da? La ce mine. Cerceam la tine? Nu știu, mi-e paltonul ăla care era la mea pentru amândouă, dar de fapt a rămas la tine. Nu, nu e adevărat. Paltonul care l-am luat pentru amândouă a rămas la tine când erai student în Anglia și nu l-ai mai adus niciodată și celălalt era al meu pe care tu l-ai luat la tine și nu mi l-ai mai adus. Vă provoc să-mi
arătați câteva ținute care vă plac foarte mult, în care vă regăsiți. Vreți? Da. Și pe care puteți să le găsiți sunt la târg, da, normal, alegem din cele de la târg. Prima este aceasta de pe mine. Bine, să, da, gata, asta am văzut-o, okay. Și poate să-și ia și cercei și tot. Păi contează, nu? Accesoriile tot. Contează foarte mult, da. Completează foarte bine ținuta, deja știm. Exact, da. Gata, da. Și eu am zis, fustă, pantofi, carcasă de telefon. Mesajele nu lipsesc de la tine, mesajele. Cercei, tot. Hai că te-ai îmbrăcat, ce frumos. Mulțumesc, te-ai îmbrăcat. Și tu la fel, ne-am asortat fără să ne vorbim. Da, așa că toată lumea poate să cumpere cu tot ce ne-am îmbrăcat, ne-am încălzat. Unde te-ai duce tu așa? La jumătate de preț. Eu? Da. Nu știu, m-aș duce și la birou și seara dacă aș avea, nu știu, un... Dinner, casual dinner. Da, da. Dar da. Tu unde te-ai îmbrăcat așa? Eu m-aș duce așa la o terasă, la un cocktail, nu știu, în seara sau la prânz, tot așa la un restaurant, la un eveniment de zi. Da. Următoarea ținută? Hai! Gata! Hai! Eu am ținută de birou. Eu de la... Latino Party. Eu mai am o ținută. Este ultima ținută, cea mai tare ținută pentru sfârșit. Ah, ești pregătită? Okay. Hai să... Mulțumim mult de tot și din partea noastră la fel. Ce să zic, mamă, fiică, foarte frumos. Ce bine vă înțelegeți. Ce bine ne înțelegem noi doi. Da, nu, pă... Dar chiar ne înțelegem. Foarte bune prietene, asta mi se pare, știi? Da, da. Ne împăcăm, ne certăm, ne... Nu adică exact cum sunt prietenele, da, da, chiar da. De ce v-ați certat voi ultima dată? Nu știu, de la prostii, nu știu, habar n-am, ceva serios, dar mai avem. Super tare. Da. Știi, l-avem pe doctorul Cristian Andrei astăzi alături de noi, care o să vorbească despre influența părinților în cupluri. Auleu. În cuplurile copiilor. Da? Da. Deci trebuie să rămân. Când se căsătoresc. Deci trebuie să rămân. Să ascult. Tu te bagi? Adică ești genul care vrei să știi ce se întâmplă într-un cuplu? De, normal că vrei să știi ce se întâmplă. Important este e să bine, nu... doctore. Important este să nu... Să nu-ți dai foarte mult cu părerea. Adică, da, asculți, spui așa din când în când, cam cum crezi, după care Dumnezeu cu mila. Perfect. Păi nu fiecare cu alegerile lui. După aceea o să zic, am făcut așa că ai zis tu. Asta e problema. Nu știu ce, nu, lasă-mă. Deci, oameni buni, avem un număr de WhatsApp unde puteți să ne trimiteți mesaje pentru doctorul Cristian Andrei. Vorbim imediat. Iar pe Andreea, bineînțeles, nu uitați că o găsiți sâmbătă la... Sâmbătă, de la ora 10, la Cocor, etaj 3. De la 10 dimineața. Da, ai zis că vii și tu să iei rochia aia. Mi-au plăcut foarte mult. Am văzut. Da, alea, am văzut. Ultimele convins. Două pe care le-ai purtat, da, și veneau bine pe tine. Da, bravo. Super, sigur, bravo. Sigur. Andreea, îți mulțumesc. Eu îți mulțumesc.